Da. Nu știu ce prinde, bulgarii, japonezii, chinezii, dar prinde. Măi, nu se lasă. Se informează de peste tot. Și, doi la mână, foarte important, cine a pupat-o? Atât de mult? Cine are ruj roșu? Luiza a pupat-o. Clar, vino Iris să te văd. Seara, draga mea, cine te-a luat și te-a iubit pe furiș în culise? O să zic? Da. Da, la cererea mea, Nico, de la MEC. Ai, ea te-a pupat și te-a iubit? Da. Am înțeles. Da, las că mă duc și în altă parte. Unde te duci? M-am dus, de fapt, la un concert și m-am dus la Agățat Gagici, de fapt. Și, după cum bine vezi, a mers bine. A mers bine treaba? Da. Gagici. Ce ai găsit? Ai bine, a găsit, uite-o că e toată pupată. O găsit, o zis că a fost bine. No, bravo, drag. No. Constanția. Mi-ar fi plăcut să ai un ruj roșu, părul mă sperie puțin. Nu sunt prea ok cu părul. A, Constanția, tu care levitai, nu ești în măsură să spui acum că te sperie altcineva sau altceva. După ce ai băgat groaza în... Nu-mi place părul. De ce, dragă, e un prodigy clasic, de ce nu-ți place? Nu-mi place cum vine pe ea, nu știu. Mie-mi place. Place cum și mie. Miște, foarte mult. E o Bjorgă, e o... Da. Da. Dar ce? Cine e Bjorg? Poftim? Bjorg. Nu știu cine este. Potolește-te, pisică. Fetiță, ia-o loc. Puiule, tu nu ai auzit de cântăreața numită Bjorg? Nu am auzit. Taci puțin, Moris. A auzit cineva? În afară, nu de la cameră, nu întrebă colegii. Nu. Laure, nu mai ridica mâna. Nu. Iris, tu știi cine e Bjork? Nu. Știu cine e Prodigy. S-a ajuns în momentul de care mi-era cel mai frică. S-a descoperit marea mea de ignoranță. Cu referințele la cântăreață, cu... fusta cloș, bat-o soarele fusta cloș. Vede o țară întreagă că-s eu proastă pe românește, cum să-mi convină, să mă bucur, ai... Știu că papagala am de multe ori bun, de multe ori prost, dar se vede până la urmă ce fac. Dar au timp să învețe. Și aha, asta îmi demonstrează că sistemul educațional din România la ora actuală este nul, praf, zero. Dacă îmi dai voie... Și vă rog să nu tăiați asta. Chiar vă rog. Nu este doar învățământul de vină, nu aveți nicio scuză. Nu aveți nicio scuză. Și scrollul și Instagramul și social media o să vă ducă către o analfabetizare globală. Și problema este că acei oameni vor ajunge la un moment dat să conducă. Hai să vedem ce spun jurații despre ținuta ta. Iris, te rog. Dacă n-am să știu cum se scrie, sunt generația actuală, așa că o să dau cu Shazam și o să o găsesc. O să vă, dau, pe, da, o să vă dau pe bilețel. Mai, am aici carnețelele oricum, deci pot să notez. Facem tot. Îmi pare rău că nu știi despre ce vorbim în momentul ăsta, dar alegerea este una foarte bună în ceea ce privește părul pentru tipologia asta de outfit. Nu mă gândesc doar la Bjork, mă gândesc, hai să vă mai dau și alte referințe, că poate de Bjork n-ați auzit, dar de Talia ați auzit? Talia? Talia, da. N-ați auzit de Talia? Ba da, uite, am mai zis pe spate, da. Ridicați mâna să vă văd. Bun, măcar încep să respir în momentul ăsta. Deci telenovele ne plac. Da. Bun. Talia în Mujer Latina, cei care cunosc referința o să poată să-ți trimită pe Instagram pozele cu ea. Și de ce nu chiar mult mai împământenite de la noi de aici. Loredana a purtat tipologia asta de look foarte mult în perioada ei de... Dar pot să vă zic eu că și eu am referințe și tale mele. Zi-mi-le. Young Blood. Așa. Cyberpunk, jocul video.
Nu știu dacă... Ăla, nu știm, uite aici cu jocul video ne-ai închis, deși eu știu jocuri video, no, pentru că s-a jucat copilul toată viața. Nou, a fost făcut o vâlvă, nu a fost mare lucru de capul lui, dar grafica a fost foarte bună. Deci am referințele mele. Da, da, vezi tu, referințele tale sunt bazate pe referințele noastre. De evident, evident, că istoria se repetă, normal. Așa, doar că eu nu important să ne ducem la origine. Ceva ce nu sunt, așa că mi-asum ignoranța, sunt aici să învăț, vă ascult. Mi se pare că funcționează foarte bine tipologia asta de păr și nu vreau să fiți speriate apropo de comenturile pe care le-am auzit de la colegele tale de a încerca lucruri de genul ăsta, pentru că, până la urmă, sunt în ADN-ul mode, al stylingului, al stilului, până la urmă, e super important să le bifez cel puțin o dată și e chiar o temă pe care vă o lansez în univers către voi. Încercați bine de tot. Îmi place ce se întâmplă acolo, îmi place povestea de machiaj, îmi place că ai experimentat cu rujul pe față. Mi se pare că sunt momente în care chiar trebuie să încerci chestia asta. Outfit-ul tău mă duce cu gândul la un graffiti. Mi-ar fi plăcut sincer ca zona de decupaj în dreptul picioarelor, o să arătăm puțin la cameră, să aibă dublat acest material, să nu văd cumva porțiunea, căptușala albă, să nu văd, să văd exact aceeași abundență de culoare și de mesaj pe care o are de fapt materialul și atunci ar fi fost trebuia super printat spectaculos. Și față și spate. Da. Îmi place că mă duce cu gândul în mai multe direcții, pentru că ai și o direcție cumva asiatică cu acest outfit care duce cumva în kimono, cu zona aia de corset bine, bine desenat și bine marcat așa pe talie. Overall, mie mi se pare un look foarte actual, foarte inspirat din subcultură. Și dacă știți ce înseamnă subcultura, vă spun că acolo că se nasc cultura, dar curent... Nu. Acolo se nasc curentele actuale. Ceea ce purtați voi nu se naște într-un loc din ăsta mirific, plin de cărți, plin de glitter și suspans. Nu, se naște într-un cartier uitat de lume, acolo unde un artist care nu știe să deseneze, ia spray în mână și face prima dată un graffiti. Se naște acolo unde un călător merge și descoperă, de fapt, nu știu ce sămânță, care are un gust bizar și introduce într-o mâncare și după aia devine mâncarea virală, peste tot. Aia înseamnă subcultură, emerging subculture. Da? Bravo, Estil, de la mine din start. Vreau să mai schimb cizmele. Le-am mai văzut? Da. Funcționează acum? Mergeau foarte bine și da. We move on, da? Da. Pe mine îți spun foarte sincer că mă sperie foarte tare ce se întâmplă în școli. Nu are legătură neapărat cu tine, acum are legătură cu toate. Pe mine mă sperie și de fapt mă întristează foarte tare pentru că îmi dau seama care este nivelul la ora actuală. Global vorbind, este unul extrem de low. Uite, Varma predă la Paris, de exemplu, de foarte mulți ani. În primul an are, să spunem, 100 de studenți, din aia 100 termină 4. Aici se întâmplă invers, din păcate. Știu. Ea termină la final de an cu 4 studenți. Din 100 mai rămân 4. Dar poți să fii convinsă că ăia 4, ce trebuie, pe administrație publică, filozofie și economie, sunt nu că beton. Îngheți! Pentru că lucrurile nu se construiesc peste noapte, nu se construiesc cu followers falși pe Instagram, nu se construiesc cu repere false, alea mor primele. Lucrurile miștoșii care rămân se obțin foarte greu. Nu într-o săptămână, nu în două luni, nu în doi ani, ci într-o viață de muncă în care ești obligat să clădești ceva. Obligația ta în momentul în care apar pe fața pământului, în momentul în care intri într-o școală și așa mai departe, da, ești obligat și dator față de tine să creezi ceva. Da. Ținuta îmi place. Bravo, Estil. Mulțumesc, mă. Inutil să repet, ținuta este foarte bună. Vreau doar să fiți mai documentate. Da, am înțeles. Și să vă străduiți pe cât posibil să acumulați mai multe cunoștințe la Bravo Style. Și apropo de Bravo Style, ce crezi? Mulțumesc, foarte bună ținuta, bravo. Mulțumesc. I-am dat toți. Toți. Nu? Felicitări, Iris, vorbește cu telespectatorii. Dragilor, vă rog frumos să votați 4 la 1220. Îmi pare foarte rău, stau prost cu timpul și chiar nu știu să managerez contul de Instagram sau altceva de genul să vă răspund la mesaje, dar eu sunt mai bine așa, pe real life, așa că dacă vreți să facem o întâlnire cândva, undeva, vorbim și de învățământ și de problemele generației noastre și de problemele generației trecute și de cum nu ne înțelegem cu părinții și de cum suntem destul de ignoranți. De ce vreți voi? Haideți să ne vedem. La muncă. L-a întins mâna. Mâna întinsă care nu spune poveste, nu primește pomană. Bună asta. Bravo. Ai zis indicativul? 4 la 1220. Așa, mulțumesc.